Bună seara, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la știrea cea bună. Sunt Cornel Dărvășan și aș dori să încep într-un alt fel această emisiune. Când eram copil, am învățat o poezie pe care vreau să vă o recit. Sper să-mi aduc aminte exact cum scrie. Cu lacrimi ți-aș scrie, bătrână mea țară, un cântec făcut dintr-un lut absolut. Copiii să-ți crească, dușmanii să-ți piară, să fii viitor și prezent și trecut. La tine eu vin înainte de luptă și cad în genunchi și iertare îți cer și lancia îți jur să-mi rămână neruptă și dacă mi-o ceri, pentru tine să pierd. Ce ochi de lumină, ce ochi ai tu, mamă, pe noi în lumină și milă ne crești și vorbele tale curate ne cheamă din toate străvechile țări românești. Și cum să te dau pentru alta pe lume? Comerț, cum să fac cu un deal de strămoș? Al tău sunt eu, mamă, cu faptă și nume și în colț de batistă ca steag să mă coș. Dăm pietre să car, dăm pe limbă țărână, în oase răstoarnă în fiertură de stea. Acoperă-mi ochii și taie-mi o mână, al tău sunt de-a pururi, tu, mamă, a mea. Aceste versuri scrise de marele poet Adrian Păunescu mi-au brăzdat copilăria, m-au impresionat dintotdeauna, iar opera Domniei sale a fost pentru mine una de referință. Împreună cu noi această seară, într-un mod excepțional și mulțumim pe această cale, se află domnul Andrei Păunescu. Bună seara, bine ați venit! Bun găsit! Sunteți jurnalist, sunteți om de cultură, sunteți profesor la universitate, de care slujbă sunteți mai apropiat? Sunteți și artist, continuați cenaclul început de tatăl dumneavoastră. Știți ce? Înainte de emisiune m-ați întrebat ce să treceți pe ecran. V-am spus să treceți numele meu și toate aceste lucruri de care mă ocup mai mult sau mai puțin, să le dovedesc cu fiecare pas. Dacă în seara asta vom vorbi de cultură sau vom cânta un cântec sau vom discuta despre cenaclu, atunci vor fi valabile toate cele pe care le-a spus. Și un amănunt, care nu e deloc neimportant, referitor la activitatea didactică. Eu sunt aici și pentru că o fostă studenta mea, care lucrează cu dumneavoastră, după ce și-a terminat studiile de jurnalism la Spirul Haret, unde predau, acum lucrează în realitatea presei. Ceea ce pentru mine e o mândrie. Mă bucur și mulțumim colegii noastre, Bianca Ionescu, pentru intermedierea acestui interviu. Vă mulțumim că ați venit. Vreau să vă dăm un cadou. Este din partea mea personal. Am două cărți și un CD pentru noastră. Această carte se numește Viața la superlativ. Este o carte cu 18 capitole despre crucea lui Iisus. Toate cele 18 capitole, momentele premergătoare crucii, crucificării și învierii. Iar această carte este o parabolă modernă, este total diferită de ceea ce a fost acolo. Se numește Vânt aripi de înger. Vă va plăcea, sunt convins că o veți sorbi între două cafele într-o zi și vă va plăcea foarte mult. Acest CD este CD-ul meu de suflet, e prima apariție în calitate de cantautor. Se numește Dor de tată și sper să vă bucurați câteodată când mergeți la drum. Mulțumesc, înseamnă că e momentul cadourilor. Și eu am venit cu câteva cărți pe care le port după mine, în caz că e nevoie să mă uit la ele, să mă uit prin ele. O carte care, din păcate, arată cam ce suntem noi în ultimele decenii. Popor de somnoroase păsărele. Popor de somnoroase păsărele, ascult aici aceste vorbe grele, privește de la Tisa până la Nistru și vezi cum ne-au furat în chip sinistru. Ne dau din Eminescu doar acele lucrări cu somnoroase păsărele. El la dușmani nu le oferă florile, ci numai ciori și apoi spânzurătorile. Poetul e mai mult ca un ministru în țara de la Tisa până la Nistru. Ce ar fi prieten să ne cadă Fisa, că țara e de la Nistru până la Tisa, și să învățăm din clasici texte grele. Altfel, doar vrăbii proaste vom rămâne, că în lupte, dacă suntem păsărele, degeaba-i im, deșteaptă-te, române. Sunt câteva strofe din acest text care dă și titlul volumului și care este și un cântec
scris anii trecuți. Mulțumesc. Bine, am mai adus și alte cărți, o carte de poezii de dragoste. Eu am îndrăznit să fac o introducere cu tatăl dumneavoastră, pentru că l-am studiat în școală și dincolo de școală și mi-a plăcut foarte mult. Carte de poezii de dragoste numită Las-o să plece, dar latura învinsă a dragostei, că bărbații când sunt victorioși și în dragoste abia așteaptă să se laude. Uitați, o carte de poezii de bărbat părăsit la un moment dat, pentru a fi învingător în alt moment. Ce ați recitat dumneavoastră la început, se numește Mamă Țară, era o poezie din vremea în care Adrian Păunescu mai era permis în manuale. A fost scos. Cum o să-l primești pe un poet pe care îl știe toată suflarea românească și în manuale? Ar fi în pericol copiii să învețe poezie adevărată și patriotism adevărat. Știți în ce s-a transformat acea poezie la un moment dat? Într-un cântec extraordinar din Cenacul Flacăra. I s-a adăugat refrenul Trăiască, 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 să trăiască Moldova, Ardealul și țara românească. Și se cânta pe stadioane. Extraordinar. Da. Emisiunea noastră vorbește despre tricolor, despre România. Și vreau să încep cu următoarea întrebare, domnule Păunescu. Ce înseamnă patriotismul? Păi, patriotismul, în primul rând, înseamnă o formă puțin mai blândă decât naționalismul. Iar naționalismul nu înseamnă nimic vinovat. Naționalismul, după părerea mea, este o virtute și nu o vinovăție, cum în mod greșit și ticălos ni se prezintă în ultimele decenii. Naționalismul, patriotismul sunt lucruri extraordinare, sunt miracole, cu condiția, sigur, să nu aibă atașat extremism. Adică să iubești pe ai tăi urându-i pe alții. Dacă iubești pe ai tăi, poți să o faci oricât de fierbinte, dar să nu excluzi pe nimeni. Așa că pentru mine patriotismul este o stare naturală. Nu sunt de acord cu ideea că omul s-a născut universal și este universal. Sigur, omul învață limba mediului în care trăiește, se scaldă în cultura familiei și țării lui. Dar undeva este ceva ce nu se poate măsura nici cu aparatele și nici cu statisticile. Există o identitate și eu mă bucur că sunt cam această identitate și că pot să am o comunitate care să mă creadă atunci când merg la un spectacol sau vorbesc la o televiziune sau vorbesc cu unor studenți și pot să-mi dau seama că dacă aș fi plecat în altă parte, America, Australia, Germania, am umblat în toată lumea, am scris cărți de reportaj din Noua Zeelandă până în jungla braziliană și din Paraguay, din Coreea de Sud până în Canada înzăpezită. Și totuși, acolo nu am simțit că mi-este locul, pentru că n-aveam acei ochi în față care să mă privească și cărora să le spun cu drag ce am pe dinăuntru. Poate că mi-ar fi fost mai liniște, poate aș fi avut mai mulți bani. Și fac o paranteză. Cei care aud că noi, urmașii lui Adrian Păunescu, am moștenit milioane de euro, să râdă împreună cu mine acum. Am moștenit ceva mult mai valoros, care face mult mai mult decât mii de miliarde de euro. Un nume, o poezie, o operă, dar în plan material sunt niște aprecieri ale presei de tabloid care a trecut prin fața casei familiei din Dionisie Lupu și a zis, asta face vreo câteva milioane. Și de aici bazaconia cu moștenirea de milioane de euro. Da. Vă invit să urmărim, dragi prieteni, un material pe care domnul Andrei Păunescu l-a prezentat pe Facebook un succes destul de mare, un mic discurs de câteva minute, vreo 5 minute, în care se află undeva la Sfântul Gheorghe. Da, după spectacolul pe care l-am avut pe 14 ianuarie anul ăsta, înainte să plec spre următoarea destinație, m-am dus la panoul bilingv de la intrarea în Sfântul Gheorghe și împreună cu colegul, vechiul meu prieten, coleg de Cenacul Flacăra, Arpad Domocoș, am făcut o declarație, am făcut o mărturisire despre ce am găsit la Sfântul Gheorghe, capitala județului Covasna din România, în care românii sunt tot mai puțini, au ajuns la 20%, tot mai, e mai bine decât în Harkita, unde sunt 8%. Auzim din ceea ce veți spune. Și o mărturisire despre ce ar trebui să facă oamenii care nu opresc, ba chiar
lasă prăpastia asta să crească. Să urmărim împreună materialul și revenim. Vă îmbrățișez pe toți. Sunt Andrei Păunescu și sunt la Sfântul Gheorghe, oraș din România, capitală de județ din România. Și aș vrea să mă adresez, ca să nu mai purtăm mânuși, să mă adresez irresponsabililor, fie proști, fie trădători, fie inculți, dar în special nepăsători din parlamentele României, de astăzi și din trecut, din guvernele României, de azi și din trecut. Dragii noștri, aici în Covasna mai sunt doar 20% români, în Harghita mai sunt doar 8% români. Iar dumneavoastră, prin parlamente și prin guverne, vă ocupați de fleacuri, de tranzacții, cum să vă aranjați afacerile sau pensiile sau veniturile. Ați fost vreodată aici să vedeți despre ce este vorba? Ați fost vreodată aici să vedeți cum chiar și românii își dau școlile la... își dau elevii, copiii la școli maghiare? Pentru că Budapesta plătește burse, iar la București nu se aude nimic. Ați fost vreodată să vedeți cum românii de aici fac apeluri disperate și nu sunt băgați în seamă? Din banii ăia mulți, uriași pe care îi aveți, mutați-vă fondurile alea leneșe și veniți până aici și poate o să vă convingeți că e ceva de făcut, da? Este. Noi am venit pe cont propriu, am făcut un spectacol și am făcut un spectacol nu împotriva cuiva, ci pentru noi, dragii noștri. Și când spun dragii noștri, spun, mă adresez prietenilor noștri și nestimații responsabili din parlamente și din guverne de la București din ultimele 3 decenii. Noi românii, când suntem minoritari în alte țări, stăm cu capul plecat să nu-i supărăm pe majoritarii din țara gazdă. Când suntem în țara noastră și suntem minoritari în anumite zone, nu acționăm, nu facem nimic ca să nu-i supărăm pe frații noștri de aici. Nu se poate așa ceva. Deci frăția este o chestiune serioasă și posibilă. Eu vreau să vă spun o poezie pe care am scris-o mai de mult și care, de fapt, arată exact ceea ce se întâmplă. În afară de trădare și de ticăloșie, este vorba de apatie. Apatia România. Măi, trădătorule, îți trebuie o lecție. Du-te la școală, la școala de corecție. Măi, nesimțitule, vânzător de țară, vezi că te caută cineva afară. Măi, impostorule, ce ai cu noi? Știm că îți place marșul, marș la gunoi. Măi, banditule, cât sunteți nu se știe. Te așteaptă cineva în pat, la pușcărie. Asta ni țara. Ăștia călăresc și tricolorul și pământul românesc. Ieșiți din leșin, zdrobiți apatia, că altfel într-o zi casa nu ne va mai găsi și nici nu se va mai lumi România. Măi, ticălosule, cu ochii neclari, fă o magie finală, dispari. Măi, demagogule, cu limba șorici, fă curățenie, șterge-o de aici. Măi, nespălatule, cu jegul în ghenă, nu consuma apa, aruncă-te în ghenă. Măi, coruptule, ne-ai umplut de zoaie icoana țării, treci la pârnaie. Măi, politicianule, ce furi pe șest, din est spre vest, treci în arest. Măi, birocratule, cu obrazul de șuncă, miroși a sfoiag, pune-te pe muncă. Măi, mediocrule, cu păianjen la coate, de paște uitarea, mai uită-te în spate. Măi, tupeistule, ce ne-ai tras clapa, și noi după tine vom trage apa. Asta ni țara, ăștia călăresc și tricolorul și pământul românesc. Ieșiți din leșin, zdrobiți apatia, să fim acasă tot aici, în țara ce se va numi mereu cât vom mai fi România. Asta e, dragii noștri, asta este realitatea. Și vă spun asta cu mare drag și cu mare îngrijorare după o întâlnire extraordinară pe care am avut-o aseară la Sfântul Gheorghe. Astăzi e ziua culturii naționale și când zic cultură națională, spun tot ce este loial și frumos și cinstit pentru România. Și știți ce? Remember cena cu flacăra, proiectul nostru, nu se bazează pe sânge, ci pe fapte. Pentru
că noi avem prieteni, avem colegi, avem frați și unguri, și nemți, și evrei, și de toate felurile, și țigani. Nu asta e problema. Problema este să fim loiali țării noastre și să ne pese. Și uitați, întâmplător, suntem aici și sunt aici un vechi frate, un coleg străvechi, care este Arpa Domocoș, drag Arpi. Mulțumesc! Arpi. Arpa Domocoș, fratele meu din totdeauna de la Cerakul Placa. Eu sunt român, el e ungur, el e muzician și eu sunt cu chitara în mână. Aseară la Sfântul Gheorghe, un cântec al lui Arpi a înlăcrimat sala. De ce? Pentru că este adevărat. Și ce spune, drag Arpi, acest refren extraordinar? Noi suntem o țară unică și milenară, una noastră, domnule, muncă, dragoste, frăție. Noi aici suntem o țară unică și milenară, buna noastră, România, muncă, dragoste, frăție. Se poate. Așa că, dragi și nestimați oameni din parlamente și din guverne din ultimele 3 decenii, mutați-vă fundurile, vedeți ce-i prin țară și vorba tatălui meu, să nu tranzacționăm cu cerneală ce alții, strămoșii noștri, au făcut cu... Da, să nu tranzacționăm cu cerneală ce alții au făcut. Ce strămoșii noștri au câștigat cu sânge. Asta e o frază pe care a spus-o în momentul în care era parlamentar și în care se lupta, de exemplu, să scoată la lumină monstruozitatea cu vânzarea moștenirii Gojdu. În 2008 a câștigat alegerile. Adrian Ponescu a câștigat alegerile în colegiul lui din Hunedoara, dar a pierdut locul în Parlament. A fost pe locul întâi în alegeri și a intrat în Parlament cel de pe locul 4. Cu redistribuiri din acelea. Cu aranjamente, sub așa zis, sub vot uninominal, care ar fi trebuit să însemne primul câștigă. Dimpotrivă. Primul a pierdut, pierzătorul a câștigat, pentru că tranzacțiile au făcut parte din mizeria politică și atunci. Și cine l-a vândut pe el atunci? Colegii lui, dintre care unii sunt acum în frunte. Colegii lui de partid. Domnule Păunescu, vă văd așa cu un patriotism în acesta autentic, neșovin. Mie îmi place foarte mult patriotismul. Chiar mă identific cu această țară. Am avut posibilitatea să plec de mai multe ori. Recunosc că în urmă cu 5 ani mi-am dorit să plec, dar n-am mai putut. Însă am văzut acest spirit al noastră. L-ați chemat și pe colegul maghiar acolo. Oamenii aceștia cântă pentru România, chiar dacă sunt de o altă etnie. Nu confundă extremismul cu patriotismul. De ce se confundă la noi treaba asta? Păi, se confundă pentru că odată ce zdruncini aceste principii importante, identitatea, de exemplu, dacă le zdruncini an de an, deceniu lângă deceniu, după un timp, după 10, 20 și iată, după aproape 30 de ani, tinerii ajung să creadă ceea ce tot aud în familii și în mass media de atâta timp. Că naționalismul, că patriotismul înseamnă ceva rușinos, ceva vinovat. Cum o să fie altfel Arpa Domocoș sau Magda Pușca sau Emeric Imre sau alți colegi ai noștri din Cenacul Flacăra când ei au fost promovați de un român care s-a uitat la talentul lor, cu care a lucrat atât de bine, care i-a afirmat la radio, televiziune, pe scenă, fără să țină cont că sunt de alt sânge. Ce contează sângele? Contează fapta. Nu contează ce ești, contează ce faci. Și în legătură cu șovinismul de care spuneți, cum aș putea eu să fiu șovin cu un astfel de om? Există Arpa Domocoș sau alții pe care i-am pomenit. Există neetnici români senzațional, cum există neetnici români ticăloși. Există români idioți, există români cretini și trădători și vânzători de țară și există români buni depuși în cartea de istorie. N-are nicio legătură sângele cu fapta. Ca regulă. Sigur că în statistică putem să tragem alte concluzii. În contextul acesta, v-ați gândit vreodată să intrați serios în politică? De partea unui partid puternic, să puteți schimba ceva? Eu sunt serios în politică în sensul că o urmăresc și o încerc să o influențez prin fapte reale în domeniile în care lucrez. Studenții să știe ce trebuie să știe, spectatorii să afle ceea ce uneori nu li se spune la televizor sau la radio. De fapt, de cele mai multe ori,
cei care îmi citesc textele în revista Flacăra sau pe internet să afle și punctul acesta de vedere. Ori asta cred că este politica cea mai importantă, politica adevărată cea mai importantă. Să mă bag într-un partid ca să ajung ce? Într-o țară normală, a ajunge secretar de stat, ajunge ministru, este un lucru extraordinar, fiindcă ai siguranța că dai drumul unui proiect, trăiești între niște oameni care lucrează pentru țara lor și ai o misiune și ai timpul să-ți faci treaba. Ce, s-aspir să fiu ministru ca după 3 luni să îmi spună șeful meu, primul ministru, vezi că ne mătură pe toți că vine alt aranjament, să ajung ce? Dacă s-ar scoate în caz de forță majoră la concurs un post de dictator de dezvoltare, fiindcă dictatura de dezvoltare este ceva extraordinar de frumos, de important. Dacă s-ar scoate un post de, eu știu, de garantat pe 3-4 ani măcar, timp în care să poți să duci la capăt un proiect, atunci poate că ar fi tentantă și politica aceasta organizată. Altfel îmi văd de treabă cu mai mare eficiență la locul meu. Pentru că locul ăsta nu-l poate lua nimeni. Și mi-amintesc că tatăl meu spune asta la un moment dat, în niște ani în care nu mai era înregimentat politic. Spunea, locul de Adrian Păunescu nu mi-l poate lua nimeni. Până la urmă, locul acesta, el l-a dat pentru implicare, fiindcă era o forță a naturii și a făcut foarte multe lucruri bune, dar și pe el sistemul cumva l-a călcat, nu l-a călcat în picioare, ci sistemul a reușit să-l deconecteze și să-l facă, să-l scoată în afara jocului parlamentar. Cu această bucurie în inimă de a fi patriot, de a colinda de la Sfântul Gheorghe, la Harghita, la Craiova. La Constanța și apoi în Sălaj, în Herculane și apoi cum în Suceava. Cum simțiți suflarea românimii? Există în sufletul noastră și în mintea noastră posibilitatea reală ca această țară să se reîntregească cum a fost în 1918? Da, bineînțeles. Oricine se uită de 2 ani pe pagina mea publică de Facebook vede că eu sunt într-un tricou pe care scrie 1 decembrie 1918. Ăsta e adevăratul nostru proiect de țară. Eu sunt convins că dacă Polonia, care e o țară destul de apropiată de noi și geografic și ca destin cumva, chiar cu destin mai dur decât noi, că a fost desființată ca stat, nu odată, Polonia în câțiva ani a trecut de la prăpastie la o țară reușită pentru că a avut o mână de politicieni care n-au trădat și care au fost competenți. E, dacă și la noi ar fi 100 de oameni în posturi cheie, în câțiva ani lucrurile se pot reface miraculos. De ce? Avem pe ce să ne bazăm. Și oamenii sunt încă deștepți și au o fibră bună și natura încă ne ajută și resursele încă ne ajută. Și știți ce ne mai ajută? Ne mai ajută un grup, o minoritate de elită pe care mi-aș permite să vă citesc din această carte Popor de somnoroase păsărele, pentru că ea este foarte, foarte importantă. Apropo de ce considerăm noi că este pierdut. Odată la fiecare generație se spune că că tineretul este pierdut. Fiecare generație nouă e declarată pierdută, incultă, superficială, ratată. Dar în fiecare generație pierdută palpită o minoritate de elită. Poșghiță strălucitoare și zăcământ, acolo stă embrionul culturii fierbând, acolo nu mor criteriile valorii și ideea națională, sentimentul istoriei și leacul pentru orice boală, instinctul autovindecării și spiritul fără de moarte, pe care minoritatea de elită le duce mai departe. Noi suntem acum într-un moment greu și dramatic, în care se pot pierde și teritorii după ce s-au pierdut criterii. Credeți că e posibil lucrul ăsta? Sigur că da. Pentru că în vreme ce, de exemplu, spre cinstea ei, Budapesta, din punctul ei de vedere, lucrează în interesul hungarismului istoric și face pași mărunți în fiecare zi înainte, noi facem pași mari înapoi. Acum, sigur, este greu să se ajungă la
un culoar între Budapesta și Harghita Covasna, odată ce județele de graniță încă sunt majoritar românești. Dar există precedentul Kosovo. Și odată ce aceste lucruri sunt posibile, iar noi nu lucrăm pentru ele, pentru combaterea lor, pericolul nu că este la doi pași. Pericolul este deja intrat pe sub ușă. Noi acum suntem totuși într-o situație mai bună decât în 1917 sau decât în 1858. Încă avem țara închegată, încă avem oarece instituții care ne țin împreună. Ori de ce să nu fie posibil când avem țara aproape întreagă, când a fost posibil să construim țara din bucăți la 1859, la 1918, când nu existau instrumentele acestea de viteză de reacție, care fac și rău, dar care în caz de forță majoră o pot face bine. Chitară, Facebook, microfon, mașină, comunicarea între oameni. Telefon mobil. Asta da. Astea ne străinează. Doamne ajută să ne și sprijine. Ce măsuri crezi că ar trebui să ia politicienii noștri pentru ca lucrurile să fie clare? Și... Care politicieni? Ăștia da, care sunt întrebare. Acum? Care politicieni? Bun, dumneavoastră nu intrați, cu tare nu intră, celălalt nu intră, că e un sistem, e durere. Dar e posibil să schimbăm ceva cu oamenii din afară? Vedeți că și gloata de din afară, la un moment dat, e tributară unor presiuni, confiscă. Da. Știți filosofie? Cât de greu mi-a fost atunci când m-am adresat în acea intervenție de la Sfântul Gheorghe? Cât de greu mi-a fost să mă adresez parlamentarilor și guvernelor? Pentru că așa a trebuit să spun. Să iau aceste nume în întregime, nume de instituții, pentru că în număr majoritar, ele n-au lucrat bine în ultimii 27-28 de ani. Mi-a fost greu pentru că în interiorul lor și astăzi, chiar și în guvern, chiar și în parlament, știu oameni extraordinari care sunt și patrioți, care sunt și deștepți și competenți. Și ce influență au oamenii aceștia? Păi, cu unul dintre ei, cu un senator din Transilvania, m-am întâlnit recent și mi-a spus, dom'le, am venit aproape purtat de colegii mei, pentru că sunt un tip competent, pentru că am avere, fiindcă am putere de muncă, am ajuns în Parlament aproape fără voința mea. Și aproape când îmi vine să fug de aici, pentru că acolo sistemul te înconjoară și nu ai putere să lucrezi efectiv, nu ai putere să faci mișcări concrete. Domnule Păunescu, există foarte multe voci care în ultima vreme vorbesc despre o reformă în România care pornește de la adevărata spiritualitate, de la întoarcerea spre Dumnezeu, spre valoare, spre valori perene. Cum vedeți această idee de a ne întoarce cumva spre marile valori ale credinței, nu în mod fanatic și sectar, nu în mod instituțional, ci pur și simplu național, așa cum credeți dumneavoastră? Păi, uitați-vă, eu dacă este să vorbesc despre credința mea, la mine în casă sau la mine în baie, pot să am scepticismul meu, să văd credința ca pe o, nu știu, ca pe o, sau să văd puterea aceasta de peste noi, că sunt convins că există o putere de peste noi pe care nu o vedem și la care nu o să ajungem niciodată, să o văd ca pe o energie. Dar în momentul în care știu că prin credință, de exemplu, Transilvania a rămas românească de-a lungul timpului, niciodată nu o să spun, nu o să fac pe scepticul și pe liber cugetătorul și pe nuanțatorul, când știu că în Transilvania există lupta între biserici care poate duce către pierderea sau către redobândirea sentimentului național. O problemă diferită este, de exemplu, în Basarabia. Și problema asta a fost remarcată și de Octavian Goga într-un articol din cartea Mustul care fierbe, apărut în 1927. El spunea ceva foarte grav acolo, la care noi ne gândim rar. Spunea că s-a aflat la o adunare cu românii basarabeni după Marea Unire, când lucrurile, tehnic vorbind, se rezolvaseră, și după ce au stat și și-au văzut de treburile lor oficiale și au început să discute, să-și spună povești. Ori românii, la un moment dat, cu admirație, au început să vorbească despre un personaj extraordinar
ucrainean, un fel de Gică Contra, un fel de haiduc modern, pe care îl chema culmea Elie Muromeț. Paranteză, da. De aici se pare că Marin Preda și-a inspirat numele Moromete, care nu există în lista de nume românești. Închid paranteză. Și Goga spunea, dacă noi, românii între noi, când ne adunăm și vorbim ale noastre, ajungem să vorbim admirativ despre un personaj care face parte din tabăra adversă istorică, a ălora care ne-au călcat în picioare zeci, sute de ani, înseamnă că pericolul marii culturi ruse, mă rog, ucrainene, este imens. Pentru că acolo intervine similitudinea de credință. Ori pe românul basarabean, rusul, tot ortodox, a putut să-l convertească. După cum se vede și acum, că ne e foarte greu să ne apropiem Basarabia. În Ardeal a fost altceva. Ortodoxul din tată în fiul român nu prea s-a dat. Nici reformatului, nici protestantului de altfel, nici catolicului. Și atunci sunt lucruri diferite. Iar prin credință, da, credința adevărată, nu cea mimată. Autentică, da. În suflet. Știți ce? Vă rog, mai știți-ne o poezie. Parcă ați făcut emisiunea și după această carte pe care încă nu v-am dat-o. Am o poezie în cartea Popor de somnoroase păsărele numită Credința nu stă în șorici și în ouă. Credința nu-i islazul unde paște, naiv să ni se îngrașe bietul porc, nici crima contra mieilor de paște, nici când de lacrimi ochii încerc să-i storc. Credința nu e o croială faină, îți faci o cruce, deci ești credincios. Credința e o taină, nu e o haină. Credința nu stă în farduri, ci în os. Credința nu stă în șorici și în ouă, ci e un dat pe care îl simți, îl știi. Credința nu ne folosește nouă vouă să avem noroc la meci sau loterii. Credința nu stă în gestul de paradă, în obiceiuri care ne convin, în superstiții. Alții să ne vadă. Nu asta înseamnă să fii bun creștin. E o josnicie de ființă mică să crezi că numai zeul tău e bun, că Dumnezeul lor e fals și pică la teste când profeții se opun. Credința nu e nici știința rece, nici sport ce crește prin antrenament. Credința nu-i taxiul care trece și nu e slujba prinsă indecent. Credința nu-i comerț cu ridicata, nici toxice povești ce ni se spun. Nu dai o șpagă și o iei de-a gata. Credința nu stă în pomul de Crăciun. Credința nu e o mărgică scoasă pe o tarabă la un preț corect. Poți fi mai credincios la tine acasă decât un fariseu cu cruci pe piept. Credința nu depinde de tipare, că ești puternic, blond, înalt sau prost. Credința e a celui care o are. Nu ești creștin doar dacă ții un post. Poți să te abonezi la catedrale, să bați mătănii, să te spovedești de nu ești bun în toate ale tale, nu ești fidel credinței omenești. Credința nu e moda trecătoare, biserica nu e locul de pontaj, ci e o împlinire care doare, credința ne e tainicul bandaj. Și vă spun asta un om care nu se duce duminică de duminică în biserică, dar care, când are prilejul, chiar încearcă să descopere legătura adevărată cu Dumnezeu. A fost fabuloasă poezia asta, deci m-ați cucerit de-a dreptul. Vedeți? De astfel de oameni are nevoie România. De astfel de oameni care au altă viziune despre viață. Probabil că vi s-au dat posibilități de a intra. Dom'le, uite, dacă intri cu noi... Da, sigur că da. Și le mulțumesc celor care, de când era tata foarte puternic și în plin... N-ați dorit pe vremea... Da, de când aveam 20 și ceva de ani și în partidul în care a fost el, în Partidul Socialist. Și apoi am fost la o întâlnire privată în care fostul președinte al Partidului Național Liberal, Valeriu Stoica, ne-a invitat pe tata și pe mine. Și i-a spus, domnule Păunescu, haideți la liberali. Bunicul dumneavoastră a fost liberal. Tatăl dumneavoastră liberal, deținut politic. Andrei, hai aici. Tata a zis, nu pot să vin când totuși credința mea e de stânga. Indiferent de strămoșii mei. Și aici v-aș relata o discuție între tatăl meu și bunicul meu. Bunicul meu, 15 ani condamnat politic, fiindcă nu s-a lepădat după modelul brâncovenesc. Nu s-a lepădat de credința lui. Și în 90, an pe care bunicul meu l-a prins,
ultimului an de viață, dar a prins visul lui să cadă... Comunism. Să cadă, da. De fapt, el nu cu comunismul național avea o problemă, că el pe Ceaușescu îl iubea, fiindcă era patriot. Avea o problemă cu absența dreptului de a avea mai multe opțiuni și, sigur, avea probleme cu ideologia și cu mecanismele economice ale comunismului. E, bunicul meu îi spunea tatălui meu la un moment dat, băi, gata, hai, intră și tu, vii la noi, la liberal, am vorbit cu domnul Câmpeanu, te așteaptă. Și tata îi spunea, mă, nu pot, eu sunt de stânga. Și bunicul meu îi spunea, cum mă să fii de stânga când eu sunt liberal, tu ai fost dat afară de Ceaușescu și marginalizat de comuniști, fiindcă erai liberal în vremea comunismului. Cum? Și tata i-a explicat un lucru cu care l-a convins pe bunicul meu. I-a zis, băi, tăticule, eu sunt de stânga, matale ești de dreapta. Pentru mine important este să continui credința, să continui ideea pentru să care... Să fiu fidel convingerilor mele. Și atunci bunicul meu a înțeles că nu partidul, nu emblema contează, ci caracterul. El care a fost cel mai de caracter om din familia noastră. Ca dovadă că 15 ani nu i-a păsat. Și a pierdut 15 ani din viață pentru că n-a vrut să-și toarne și să-și trădeze camarazii. 15 ani. 15 ani de condamnare. A ieșit în 64, prima condamnare a avut-o prin 50 și ceva. Tata, când și-a făcut finalul liceului și când s-a însurat la 18 ani cu mama mea, îl avea pe bunicul meu în pușcărie. Și peste 3 ani, când s-a eliberat bunicul meu din pușcărie, a venit și au făcut nunta cu 3 ani întârziere la Bârca, în casa familiei din Oltenia, pentru că nunta unicului lui fiu, Constantin Păunescu, nici n-a știut că are loc. Da. Îmi dau seama că a fost foarte greu drumul acesta al tatălui noastră. Da. De la o familie cu origini nesănătoase, cum era atunci. Trei ani n-a putut să se înscrie la facultate după ce a terminat liceu. S-a înscris abia în 63. Fiindcă avea tatăl reacționar. Ceva de gen. Știi ce scria pe dosarul bunicului meu? Dosarul de condamnat? Împotriva de... statului. Scria așa. Fanatic. Nu mai recunoaște nici că îl cheamă Păunescu. Și noi îl întrebam, bă, tata e chiar așa bun, înțeleg că nu vrei să storni vecinii, că nu îți trădezi credința liberală, că nu... Da, chiar așa să nu recunoști că te cheamă Constantin Păunescu. Și el spunea, bă, acolo treaba e simplă. Dacă apuci să recunoști ceva, recunoști tot. Eu am negat tot, nu mi-a apăsat ce se întâmplă și m-am gândit că o să vină vreodată vremea în care să ies de aici și să... Domnule Păunescu, mulțumesc pentru această dezvăluire de sine, de suflet. Nu știam istoria cu bunicul dumneavoastră. Credeți că mai sunt astfel de oameni care să-și apere convingerile cu prețul vieții? Că, practic, bunicul dumneavoastră nu era sigur că o să ajungă el 90 de ani, în 1990, nu știu ce, adică... Domnule, când intri într-un astfel de sistem, când auzi de toate relele, cu fenomenul Pitești, cu nebunia care a fost pe vremea aceea, da? A spus că a fost de două ori condamnat. Da, în mai multe adică etape, tu ești sigur că mergi la moarte. Adică tu, pentru convingerile tale, tu te duci, nu contează. Nu știu, eu cred că sunt... Mai sunt oameni de genul ăsta care să moară pentru convingerile lor și nu mă Eu cred că da, din păcate nu sunt vizibili. De ce nu sunt vizibili? Poate fiindcă le scârbă, poate pentru că... accesul lor la poziții de comandă ar însemna tocmai oprirea tranzacționării zi de zi și a țării, și a principiilor, și a economiei, și așa mai departe. Mă întrebați mai devreme de intrarea în politică. La ultimele alegeri parlamentare, mie mi s-a propus un lucru foarte frumos, onorabil, și le mulțumesc celor care mi-au propus. Pe de o parte, să-mi cumpere cu niște bani foarte mulți un cântec, să fie cântecul de campanie. Pe de altă parte, un loc, unul, la Senat, într-un județ în care miza era foarte mare. Foarte județ, interesant. Da, la Dolj. Și înainte să le spun mulțumesc, nu vin, nu mă bag, am întrebat. Te-am zis, cum aș putea eu să explic faptul că de atâția ani nu se sparg Carpații cu o autostradă. Nici la Comarnic, Brașov, nici la Vâlcea, Sibiu. Și n-am de ascuns nimănui nimic. Discuția am avut-o cu Sebastian Ghiță, care era la un partid condus atunci de un om cu care sunt într-o relație bună, deși n-am mai vorbit de ceva vreme, cu diaconul Bogdan Diaconu.
Partii care susținea pe prim-ministru, pe Victor Ponta, chiar dacă el nu era înscris în partidul respectiv. Și eu l-am întrebat pe Sebastian Ghiță. Cum se poate explica faptul că trei ani și ceva Victor Ponta a fost prim-ministru și nu a făcut acest proiect național? Că era posibil. Pe orice cale, și cu bani românești, și cu bani europeni, și cu chinezii, dacă se vroia, se face. Și exact povestea care după un timp a ieșit pe post, mi-a spus-o și mie. Că Rotterdamul, portul Rotterdam ar fi intrat în faliment dacă se lega Constanța prin autostradă de Sibiu și de restul Europei, că serviciile au amenințat primul ministru că dacă se dă drumul la contract a doua zi sunt pregătite variante cu costuri mai mici, deci se pune sub acuzare alegerea făcută de guvernul de atunci. Și am zis, bun, dacă în calitate de prim-ministru și de oameni cu putere ați fost supuși acestei presiuni și acestui șantaj și nu le-ați spus oamenilor... A doua zi să ieși pe post, așa? Să zici, domnule, uitați ce mi s-a întâmplat. Înseamnă că principala calitate a cuvântului demnitate nu se întrunea. Ești demnitar fiindcă ai demnitate și fiindcă pui în principal interesul național și nu un calcul strategic. Vedeți, despre asta vorbeam. Da. Acest lucru l-avea bunicul dumneavoastră. E adevărat. El a zis, domnule, nu rabatez de la convingerile mele. Ce ai, copii ai, nu contează. Ăsta sunt eu. Știți de unde pleacă una dintre probleme? Pleacă de la o idee. Fii tu însuți. Eu am venit cu chitara pentru că mi-amintesc atunci când eram copil, apoi foarte tânăr și apoi matur lângă tatăl meu, el ne spunea mereu, băi, să aveți mereu chitară în portbagaj pentru că nu se știe când cântați. Când cântăm, când punem de un cenaclu. Piesa se numește Fii tu însuți. Cea mai mare problemă, de fapt, în esența, în osul nostru, în zona intimă. Și mai dacă se rezolvă, și mai presus de toate, fii credincios ție însuți. Dacă se rezolvă această problemă, toate celelalte sunt o consecință. Și caracterul, și criteriile, și educația, și eliminarea trădării și a prostiei. Pentru că, de fapt, prostia și ticăloșia, trădarea, sunt marile cangrene de astăzi. E un cântec pe care l-am scris acum un an și puțin. Acum am deschis și chitara. E foarte important să... Să se aude chitara. Da. Știți, e o lege a lui Murphy care spune așa, aparatul va funcționa mai bine dacă îl bagi în priză. Corect. Cu mintea ta gândește că altfel e urât, capul lui pe umeri ca să nu te plouă în gât. Tu urcă pe scări, dar coboară din pom. Dacă ai un buletin, nu ești și om. Profesor nu te face un catalog, când elevul îți rămâne la minte olog. Tu fii exact cum ești oricând și orice ai fi. Nu ești părinte, doar pentru că ai copii. Ascultă acum vorbele mele, rocker nu te fac doar hainele din piele. De propria umbră nu poți să fugi, folkist nu ești doar pentru că te îmbraci în blugi. Poți să stai în gang, să porți glugă sau clop, asta nu te face creator de hip-hop. La nicio școală nu se învață dorul, muzician nu ești, doar fiindcă ai conservatorul. Hei, hei, fii tu însuți, chiar dacă te îneacă plânsuți, chiar dacă îți e bine, chiar dacă pătimești, să crezi în tine și să fii exact cum ești. Muzica e grea, chiar de-i zice ușoară, pe cei fără de har, chiar harul îi omoară. Poate că doare, dar o spun în față, cu talentul te naști, geniul nu se învață. A face rime bune toată lumea poate să știe, dar nu înseamnă că asta e poezie. Credința nu e o haină, e în suflet și în os. Dacă-ți faci o cruce mare, nu ești și credincios.
Poți să citești zilnic, lunar sau anual, nu-n diploma te face intelectual. Dacă stai non-stop în birou sau pe tractor, asta nu te face un bun muncitor. Bunul simț nu stă în funcții și nu crește cu anii. Cei mai mari boieri sunt uneori țărani. Poți fi un domn o viață trăind între golani, dar nu ești om de afaceri chiar dacă faci bani. Hei, hei, fii tu însuți, chiar dacă te îneacă plânsuți, chiar dacă îți e bine, chiar dacă pătimești, să crezi în tine și să fii exact cum ești. Poți să te îmbraci în aur și poți să-ți dai cu chit orice mască îți pui, rămâi un parvenit. Nu sunt filozof, dar pun degetul pe rană, dacă ești adevărat, poți fi și buruiană. Poți să urli lozinci cu limba de un cot, asta nu te face să fii și patriot. Poți să depui din buze sfinte jurăminte, de nu simți românește, ești zero președinte. Diversiunea cruntă se întinde și persistă, dacă țara ți-o iubești nu faci faptă extremistă. Confuzia evit-o să nu te facă rob, când vrei identitate nu ești un xenofob. Americanii nemți nu-s patrioți de paie, își pun drapelul mândri oriunde, chiar și în baie. Fără de țară artistul nu-i artist, îi respect pe toți și-s naționalist. Iubește-ți rădăcina, că tu din ea exiști. Pe cei diferiți respectați-i, dar fiți naționaliști. Hei, hei, fii tu însuți, chiar dacă te îneacă plânsuți, chiar dacă îți e bine, chiar dacă pătimești, să crezi în tine și să fii exact cum ești. Să crezi în tine și să fii exact cum ești. Să crezi în tine și să fii exact cum ești. Nu avem public aici, dar aplaud eu. Mulțumesc. Aceste gânduri cântate, din păcate, trebuie să fie încheierea emisiunii noastre. Ne-a alergat timpul foarte mult. Un cântec la final este... În timp ce ați cântat, mi-am să aminte de... una dintre cele mai puternice fraze pe care le rosește Iisus. Zice așa: mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Mai întâi de toate. Adică, în modul cel mai ciudat, Iisus n-a zis niciodată vai de voi, romanilor, că într-o zi vin popoarele migratoare peste voi. Vai de voi, vameșilor, că voi furați cu mână de la evrei, cu mână de la romani. Sunteți niște nemernici. Vai de voi, prostituatelor, că vine judecata Domnului peste voi. Dar a zis, vai de voi, cărturași, farisei, fățarnici. Și această luptă pentru imagine, care ne dezumanizează, este dramatică în România de astăzi. Citiți-ne ultimele gânduri. Tot în cartea asta am un text, să zicem poezie, care e un instantaneu din noaptea de înviere, de pe stradă. Se numește Bătut în cuie. Mergeau la înviere ca la gară, un ritual ostentativ să suie. Voiau cei falsi în ei curat să pară, dar le-a ieșit pe guri prostia șuie, când pe Hristos îl recrucificară în cinic joc verbal, cum altul nu e. La catedrală, ne vedem de seară, la colț. Rămâne așa, bătut în cuie. Mulțumesc foarte mult, domnule Andrei Păunescu, pentru intermețoul suflet al acestei seri. Mă doresc mult succes în activitate cu studenții, cu publicul dumneavoastră care vă iubește. Vă mulțumim că această emisiune va fi popularizată și pe pagina dumneavoastră. Vă doresc sănătate și mult succes. Așa să fie. Dragilor, aceasta a fost știrea cea bună de astăzi. Sunt Cornel Dărvășan, vă dau întâlnire mâine seara. Avem un invitat de asemenea de excepție, este vorba despre academicianul Leon Dănăilă. Fiți cu noi, veți avea de învățat de la oameni deosebiți. La revedere!